Bună ziua toată lumea, sunt Octavianica. Astăzi o să vă prezint un meu episod, are o 240, da. Astăzi o să fac o nouă serie. Mai întâi dați un like, share și subscribe să vă prezint ceva ce am făcut eu acum. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Uitați aici, colecția 241, 130 de numere. Și mă întrebați, bă, de ce ai pus de numere pe foaie? Uitați. Uitați aici, zic toate numele, sunt toate numele de la 1 la 130. De la 1 la 130. De bă, de ce trebuie 130 de numere ca să construiesc asta? Păi, în felul următor să stea. Nu știu care num... Păi, ca să construiesc asta, va zis mai multe piese, într-un fel... Parbrizul să vină separat, capota și restul știți. Am să vă prezint totul. Roata, aici numărul de matriculare. Asta e partea din față, cum ar veni să nu previn accidentul. Roata e în păcate, partea asta nu crească e ca un vaporeal, adică nu e așa de plastic, e tare rău, rezistentă, bă bune, am încercat. Și cam puțin cam grea, după părerea mea. Mi se pare foarte interesant că are 240. Ar fi fost fain să fie o hârtiuță ceva care poți să scrii cu markerul numele sau chestii. Dar mai fain e să scrie. Vedeți că stați vă rog cum arăta, nu știu, să se găsesc. Așa. Deci asta e nume și chestii și aici văd că e fa numărul 1 l-avem, numărul 2 l-avem, numărul 3 l-avem, și chiar toate de pe partea asta. Da, o să le pun în funcție de nume și nu sunt mai multe nume, o să încerc să le păstrez chestia. Acum să sfărim asta, văd că la început, stați să de fapt, e cum ar veni un număr aro, cum ar fi asta propriu, dar mi se pare foarte interesant numărul. Abia aștept să vină numărul 4, bine, numărul 4 nu prea l-aștept, dar numărul 5. Apropo, cine promite numărul 5, pe bune? Numărul 3 ne-a promis o anvelopă și un număr de matriculare în față. Numărul 1 ne-a promis o față și ne-a promis. Dar prin promite, adică ce ne dă, asta nu să zic. Și hârtia aia e pentru notare. Deci, fiecare dată când fac un episod, o să vă prezint astea notate. Acum nu mai am timp că toți trebuie iar să fac alte chestii și de astea, dar nu e nimic. O să vă las câteva secunde ca să-mi găsesc pe nou și să găsesc un scriu, un stilou, ceva care scrie. Și am revenit, am găsit un stilou, ceva bun de scris. Da, vezi că numele astea, da, și avem aici numărul 4, zice, sunt numai chestii, dar asta să numărăm. Că cu voi de față trebuie, nu știu, e o culoare random, eu, nu știu. E, asta. Să că avem verde, așa că verde este un bifei. Voi nu vezi, dar eu văd bine. Am bifat, deci să bifez în locul în care e numărul. Deci de fiecare dată când o să fac un nou episod de YouTube o să însemne că o să facem și alte chestii. Deci așa ar fi cu stilou și cu restul chestiilor. Bun. Aici mi-am numărul în sine. Asta mi se pare foarte interesant că anvelopa cum ar fi anvelopa de pe partea asta. Prima anvelopa cum ar fi. Asta să vă arăt cum ar veni numărul. Așa ar veni. De asta să secundă să vă opriți cum ar veni de tot cu toate numerele. Așa ar arăta, dar mai puțin mai în jos. Ar fi cam pe aici ar veni. Da, uitați aici. A, da, uitați. Vine fix aici în jos și așa ar arăta. Și cu anvelopa, așa ar arăta. Deci așa ar arăta dacă ar fi anvelopa mai jos, ar fi pe partea asta. Și ce alte avem aici. Dar mi se pare că arată și jumătate din aro. Zic că e un set, adică prima față de parte. Dar mi se pare foarte ciudat că, nu știu, prime numere sper să nu mai fie numere de față, mă cam plictisesc. Că sper să mă cin să-mi promită măcar ușa din fa ușa din lateral sau măcar volanul, ceva mai din altă parte. Că m-am cam plictisit să prez numele din față, adică toate numerele astea sunt din față. Dar vedem până atunci, vedem ce mai se întâmplă, ce mai e nou în colecție.
sau cine mai promite, adică prin promite cine mai dă numărul. Adică numărul ăsta, 3 ne-a dat asta, numărul 1 ne-a dat asta și numărul 2. E foarte interesant. Și da, am toate numele și le păstrez la oaltă, într-o zonă, dar o să mai târziu și zona... A, da, uitați-o, acolo e zona asta, să focusez mai bine. Cam acolo e zona unde păstrez. Și acolo mă vedeți că sunt oamenii de Lego, acolo. Să fac așa. Dacă m-am prostit cu asta și nu am habar ce s-a întâmplat. Da. În continuare, vreau să dați un like, share și subscribe. Și nu uitați că în fiecare miercuri apare cât un număr. Deci, numărul 2 și 3 l-am. Numărul 2 a fost pe 18 septembrie 2019. Numărul 3 a fost azi, 25 septembrie 2019. Numărul viitor va fi pe 4 octombrie 2019. Și numărul 5 pe 9 octombrie 2019. Uitați să se iați numerele. Aici arată doar numerele, numărul bla bla bla, bla și aici liniuța când va fi. Și www.aro240machetă.ro. Nu știu, nu atați niciun număr. Zice, rezervat de revista acum, da, acum ci că este website-ul de unde poți să cumperi de-astea, adică până la urmă mândru, adică asta a fost 4 lei, 4 lei cât, 90, să vă zic, 16 lei, 90, asta e a fost 34,90, adică 35 lei, să vă zic care e faza. Cu 35 lei vor fi la următoarea mea, adică... Dar uitați cât de mare e scara asta. Și așa a venit, în felul următor a venit scara. Scara asta a venit cam așa. Uitați așa a venit. Și acum am așa, așa a fost venită. Adică punga din care vine. Nu zic că e faza, asta e magnetic puțin, că vedeți că niciun... Nu vrea să cadă. Mai bine că nu cade. Da, e ceva magnetic, da? Piulițe făcute așa. Se atrag ca să nu fie vreo problemă. Și da, asta e faza, că numărul 3, așa, mă întrebați ce cu punctele astea, mai trebuie piulițe? Din păcate nu, numărul 3 doar așa de fixare, ca să se fixeze mai bine. Și ce ar fi provăit de aici, deci ar fi provăit anvelopa. Faza. E ce parte din fază cum ar fi venit, dar aceasta mai rest împărțite mai multe bucăți. Vezi că mâna mea o ia pe aici, pe mai multe părți. Da, și cum le-am scos eu, în felul următor le-am scos. După ce am scos urat, am scos astea așa, am întors și am scos așa. Deci, da, sper să vă aștept la următorul meu videoclip, nu uitați, dați un like, share și subscribe. Cu voi a fost Octavia Nica. Și dacă vreți să vezi mai multe videoclipuri, în fiecare miercuri postez câte un video despre Aro 240, noua mea colecție. Sau uneori când mai am timp. Da. Și uitați, spor la construit.